Doar cu actele în geantă, cu copiii de mână și cu ochii plini de lacrimi, așa trec granița cu Republica Moldova mii de femei din Ucraina. Și-au lăsat locuințele și soții în țara măturată de bombardamente și s-au îndreptat către prima cale de scăpare, dar nu știu exact în ce direcție pleacă mai departe. Fetița a ajuns cu mama ei în această dimineață în punctul de trecere a frontierei de la Tudora din Republica Moldova. S-au îndreptat apoi către comuna Purcari pentru a găsi un adăpost. Оставляють свої сім'ї, свої дома, і ми не знаємо, вернемося ли ми назад. Mii de oameni au ales Republica Moldova pentru a fugi din calea războiului. Trec frontiera cu mașinile sau chiar pe jos și se îndreaptă către un loc sigur. Расстреливают, у нас громят жилые массивы, Киев, Харьков. Нам очень хочется домой, но хочется понимать, что там безопасно, а не так, что сегодня с утра там светит солнышко, а завтра до этого дома не будет. În comuna Purcari din Republica Moldova, primarul le-a cerut localnicilor să le ofere sprijin celor fugiți din calea războiului. Primii care au răspuns acestui apel au fost reprezentanții acestui hotel, unde sunt adăpostiți acum 50 de ucraineni. Mai avem adăpost, corect zis, în raionul Ștefan Voda, adică cazarea acolo este gratis pentru cazații din Ucraina. Prioritar doar femei cu copii, bătrâni, sunt distruși. Majoritatea acum pleacă spre Chișinău. Să aduc saltele suplimentare, să vedem care e situația cu liceurile, să vedem poate situația cu încălzirea, cărbun este. Acum bărbații de la 18 ani sus până la 60 și le se interzice să părăsească țara. Majoritatea sunt din regiunea orașului Odessa. Se adresează cu diferite întrebări pentru a obține informații referitor la Cartea Verde. Obține informații cum pot să ajungă în Uniunea Europeană. Au copii mici, dacă se îmbolnăvesc copii, unde poate să adreseze. La fel ca în România și în Moldova, sute de voluntari au sărit în sprijinul refugiaților. În Vama Tudora, voluntarii au pus o masă unde oamenii pot să primească mâncare, apă, ceai, cafea, iar acum fac o listă cu cei care ar putea să ajute cu transport și cu cazare. V-ați făcut provizii? Da. Te-o leacă, cor să vii copii de acolo, cu ce să iei? Copiii sunt în Ucraina și acolo am nepoța. Eu numai unul Dumnezeu mă rog, poate asmunte asta mai repede. În caz dacă se întâmplă ceva, noi putem să ne mirim în zona de risc. E teamă de atât că suntem aproape de graniță și e posibil să cadă buhnitori și la noi. Avem copii mici în sat, avem bătrâni care adică se gândesc ce ați fi cu ei dacă chicăvă buhnitoare la noi. Peste 34.000 de ucraineni au trecut în Republica Moldova de la începutul conflictului.